La propunerea Consiliului Executiv Național, Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populară a votat pentru crearea unei alianțe politice cu USR și Forța Dreptei. Decizia a fost votată cu unanimitate de către structura națională de conducere a PMP, iar președintele Eugen Tomac a fost mandatat să reprezinte PMP în relația cu cele două partide. USR-ul a luat deja această decizie în congresul din vara acestui an. Forța Dreptei, de asemenea, în forurile de conducere a aprobat. Urmează ca în zilele următoare, deci e o chestiune de zile, maxim o săptămână, să ne întâlnim într-o formă reunită, birourile de conducere ale celor trei partide la Palatul Parlamentului. Practic, aceea va fi lansarea oficială a proiectului, care va funcționa, din câte am înțeles, în bună parte pe proiectul Alianței Dreptate și Adevăr. Este o alternativă. Evident că nu putem să stăm pasivi și să vedem cum în România se fură banii cu portbagajul, cum se moare pe trotuare sau toate aceste lucruri care se întâmplă și care, dincolo de ceea ce se întâmplă în lume, sunt lucruri care ne privește și sunt aproape de noi.